Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sprijinul pentru apicultori va fi aprobat după rectificarea bugetară anunțată pentru finalul acestei luni, începutul lunii august. Încă din luna mai, apicultorii români au solicitat sprijinul instituției pentru a face față situației din acest an, cauzate de ploile excesive și vremea nefavorabilă care au redus semnificativ producția de miere și au afectat familiile de albine. Din datele transmise de apicultori, la nivel național au fost afectate între 1,2 și 1,4 milioane de familii de albine. Cele mai afectate zone sunt vestul, centrul și sudul țării. Producția de miere din acest an nu va depăși 7.000 de tone, adică o treime din producția unui an normal. România produce în medie 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul 4 în Europa și dețin un efectiv de 1,47 milioane de familii de albine. La nivel național sunt înregistrați circa 40.000 de apicultori.